Astăzi a fost cea de-a doua zi a simpozionului internațional Mehedinți, istorie, cultură și spiritualitate. În cadrul întâlnirii de la Drobeta Turnu Severin au susținut prelegeri profesori de teologie, academicieni, dar și oameni de știință din diverse domenii. La sesiunea de comunicări de astăzi au participat trei ierarhi. În cea de-a doua zi a simpozionului internațional Mehedinți, istorie, cultură și spiritualitate, au fost prezenți Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului și Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român din Ungaria. Ne bucurăm foarte mult că aici, la Drobeta Turnu Severin, există continuitate în tot ceea ce înseamnă manifestări culturale, dar și înaltă ținută academică și științifică. Am văzut și în acest an foarte mulți profesori, cercetători, istorici, care și-au adus contribuția la acest simpozion și toate temele care s-au abordat, toate referatele care au fost susținute, s-au pliat pe anul omagial închinat Sfintelor Icoane, pe anul comemorativ închinat Patriarhului Justinian și apărătorilor Ortodoxiei în timpul regimului comunist, dar teme au fost susținute și legate de istoria acestui județ, istoria acestei episcopii. Au urmat apoi prelegeri susținute de profesori de teologie, academicieni, oameni de știință din diverse domenii, printre care și doctorul George Stan, medicul personal al Patriarhului Justinian Marina. În calitate de medic personal al Preafericitului Părinte Patriarh Justinian, am avut posibilitatea să-i cunosc toți bucimul său sufletesc pentru ca biserica noastră să fie o biserică vie, o biserică mărturisitoare. Imediat după alegerea sa ca patriarh a spus, primulgând și prima mea grijă va fi păstrarea credinței strămoșești, care s-a dovedit a fi o piatră tare de temelie. Și a dorit ca credința strămoșească să devină sprijinul de toate zilele al poporului nostru. Patriarhul Justinian a avut o lucrare extraordinară pentru biserică prin trăirea sa și prin faptele sale în țară, în biserica noastră, dar a avut și o putere de iradiere a sufletului românesc și ortodox în străinătate. Eu, fiind mai în vârstă, am participat și la prima ediție a acestor simpozioane prin anii 1978-1982. Această reluare a simpozionului sub patronajul și sub excelenta organizare a Preasfințitului Părinte Nicodim a făcut din orașul nostru și din această zonă un centru cultural deosebit al epocii în care trăim. Este o realizare deosebită datorită participării la acest simpozion a o serie de personalități din lumea eclesiastică, din țară și din zonele apropiate, din Ungaria, din Serbia, din Bulgaria, dar și a unor oameni de știință remarcabili din întreaga țară veniți de la Craiova în primul rând, apoi de la Pitești, de la București și chiar din Transilvania, de la Cluj, de la Alba Iulia, de la Iași și așa mai departe. Evenimentul academic este organizat de Episcopia Severinului și Strehaiei în parteneriat cu Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova și reunește până pe 3 iunie peste 75 de invitați din diverse domenii științifice.